că astăzi ne vom reuni la Senat pentru prima dată în majoritate, majoritate oficială, majoritate certă, și vom acționa deja în așa fel încât să arătăm că suntem consecvenți atunci când avem posibilitatea să punem în practică, suntem consecvenți cu propriile noastre proiecte și cu propriile noastre poziții politice. Și cel mai important proiect pe care îl avem la Senat este cel pe care președintele Victor Ponta și cu mine l-am inițiat în noua sa formă, care să nu mai dea șansa unui apel la Curtea Constituțională, dar care să statueze un vot așa numit uninominal pur sau vot majoritar într-un tur. Și vom încerca să aducem pe ordinea de zi și în dezbatere acest proiect în așa numită Cameră Superioară în Senat. Avem de asemenea, cum v-am informat, și tema constituirii unei comisii care să analizeze activitatea Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietății pe ultimii ani. Și de asemenea vom introduce pe ordinea de zi proiectul de modificare a legii învățământului, care a fost inițiat cu ceva vreme în urmă și care vizează în principal restaurarea sau confirmarea autonomiei universitare afectate de prevederile proiectului și legii Bocfuneriei. Acestea sunt pentru Senat obiectivele noastre de astăzi. Sigur că principala preocupare politică a Uniunii Social-Liberale în aceste zile este pregătirea moțiunii de cenzură și despre acest lucru vor vorbi în continuare colegii mei. Vă rog pe domnul președinte Victor Ponta. Bună ziua! Referitor la moțiunea de cenzură pe care am depus-o și care urmează să discutăm în perioada următoare, mandatul reprezentanților Uniunii Social-Liberale în Parlament este următorul. Astăzi vor merge cu toții la birourile permanente reunite, cu solicitarea firească și bazată pe termenele constituționale și regulamentare, ca astăzi, împlinindu-se 5 zile de la data depunerii, astăzi după amiază chiar să fie citită moțiunea de cenzură, și ca după 3 zile, așa cum spune Constituția, adică joi, în cursul zilei de joi, să dezbatem și să votăm moțiunea de cenzură. Am văzut, am luat act de încercarea sau ideea celor de la PDL de a trage de timp, de a amâna, de a încerca să mai găsească alte soluții. Din punctul nostru de vedere, probabil că strict politic o amânare din partea celor de la putere va aduce mai multe voturi pentru moțiune. Dar ceea ce este extrem de important este ca joi să putem pune în dezbaterea națiunii temele importante pentru care considerăm că acest guvern trebuie demis. Și de asemenea, joi, în urma votului, să știm dacă guvernul actual rămâne în funcție și își continuă proiectele pe care le cunoașteți foarte bine, sau dacă, prin demiterea guvernului, intrăm într-o nouă fază politică, aceea în care un guvern sprijinit inclusiv de USL trebuie să organizeze cât mai rapid și în mod corect alegeri, în așa fel încât românii să poată să decidă cine sunt cei care au și primesc un mandat de a-i conduce în mod democratic în perioada următoare. Ceea ce vreau să, de asemenea, vreau să, ca o paranteză la problema moțiunii, decizia Uniunii Social-Liberale, nu cred că este o surpriză pentru dumneavoastră, de a participa la discursul din Parlament al președintelui Uniunii Europene, Herman Van Rompuy. Suntem membri ai Uniunii Europene, bineînțeles că problemele de politică internă nu trebuie să interfereze asupra celor europene. Mă gândesc că va fi o uriașă umilință pentru președintele Uniunii Europene să stea la prezidiu eventual cu persoane acuzate de fraude grave în activitatea Parlamentului. Dar, mă rog, asta deja e o problemă a dânsului noastră, noi vom fi prezenți. Referitor la moțiunea de cenzură. Din păcate spun, guvernul ungureanu în fiecare zi comite
o nouă gafă sau în fiecare zi se confruntă cu o criză pe care nu este în stare să o gestioneze. Moțiunea de cenzură se va referi în plus față de cele trei subiecte pe care le cunoașteți foarte bine și care sunt în textul moțiunii, la încă două subiecte extrem de importante pentru care noi considerăm că guvernul actual trebuie demis. Primul subiect referitor la bagiocorirea și la situația absolut inacceptabilă în care se găsesc pensionarii care au fost obligați în mod neconstituțional și ilegal să plătească contribuții de sănătate și la sumele sub 740 de lei. Iar a doua, o problemă la fel de gravă care ne va afecta pe toți, cea a fondurilor europene, despre care o să rog pe domnul președinte Constantin să vă spună mai multe detalii. Referitor la problema pensionarilor, vreau să exprim foarte clar și foarte, fără niciun fel de dubiu, poziția Uniunii Social-Liberale. Guvernul PDL, Boc și Ungureanu, respectiv Ungureanu succesiv, au interpretat în mod greșit și chiar cu rea credință prevederile legale. Deciziile 223 și 224 din 13 martie 2012 ale Curții Constituționale au constatat că dispozițiile articolului 259 din legea 95 privind reforma în domeniul sănătății sunt constituționale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5% se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depășesc 740 de lei. Deci nu e legea problema. Legea spune, așa cum de altfel este abecedarul oricăror oameni care vorbesc de fiscalitate și de taxe, de impozite, aplici ceea ce depășește 740 de lei. Un guvern incompetent, pedelist, condus de Boc, și un guvern la fel de incompetent, condus de domnul Ungureanu, și care are în acest moment la Ministerul Muncii o persoană de o incompetență incredibilă, doamna Boghicevici, continuă să interpreteze greșit o lege clară, chiar și după decizia Curții Constituționale. Lucrurile sunt foarte clare. Banii încasați de stat după 1 ianuarie 2011 trebuie restituiți pensionarilor imediat. Nu prin procese în justiție, prin care blocăm tribunalele, prin care cheltuim bani, prin care ne batem joc de pensionari, ci trebuie restituiți alături de scuzele lui Boc și ale lui Ungureanu pentru bătaia de joc și pentru lipsa de competență cu care au interpretat o lege, iar Uniunea Social-Liberală consideră că această restituire, deși este vorba de o sumă mare de bani, 687 de milioane de ron, trebuie, încă o dată spun, făcută cât mai rapid către pensionari, cu asumarea răspunderii politice și juridice a domnului Boc, a domnului Ungureanu, a domnilor care au fost la Ministerul Muncii până la doamna Boghicevici, oameni de o incompetență și de o lipsă de respect față de cetățenii României absolut condamnabil. Mai vreau să spun un singur lucru. Din păcate, ceea ce se întâmplă zilele acestea cu pensionarii este o continuare a unui mod de gândire. Un mod de gândire al lui Traian Băsescu, cel care a anunțat, țineți minte, faimoasa conferință din 6 mai 2010, a căzut TVR-ul, ghinion, a anunțat tăierea pensiilor cu 15% și datorită contestării noastre la Curtea Constituțională această tăiere nu s-a făcut. Este un mod de gândire al președintelui Camerei Deputaților, doamna Anastase, care a fraudat votul la legea pensiilor, tocmai în același sens. Este un mod de gândire al doamnei ministru Boghicevici, care ați văzut, a zis că după 45 de zile recitesc, dacă e cazul, decizia Curții Constituționale, care spune foarte clar. Prevederea este constituțională, dar dacă se interpretează corect, că doar peste 740 de lei. Uniunea Social-Liberală, dacă va fi la guvernare din noiembrie, sau dacă va fi la guvernare de săptămâna viitoare, va lua imediat măsuri pentru restituirea acestor bani către pensionari și pentru împiedicarea trimiterii pensionarilor în instanță pentru a-și recupera ceea ce au pierdut din cauza unui guvern incompetent. A doua problemă la fel de gravă, cea a pericolului în care, iată, ne aflăm din nou cu
ceea ce privește fondurile europene. Rog pe domnul președinte Constantin să vă dea mai multe detalii. Da, bună ziua. În primul rând, contrar spuselor domnului Traian Băsescu, care afirma recent că, mineritul este singurul sector în care se pot crea locuri de muncă, pot să vă afirm în cunoștință de cauză că fondurile europene pot finanța foarte multe domenii care pot crea locuri de muncă și acest lucru poate fi certificat foarte ușor dacă vă uitați mai la indicatorii care sunt stabiliți în documentele programatice pentru accesarea de fonduri europene. În moțiunea de cenzură vom ataca problema fondurilor europene pe trei direcții. În primul rând, gradul extrem de scăzut al accesării de fonduri, al absorției de fonduri europene până în momentul de față, care este, așa cum știți și dumneavoastră foarte bine, pe ultimul loc dintre toate cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene, fiind depășiți chiar și de Bulgaria în acest proces. A doua problemă se referă la faptul că în perioada imediat următoare, după ce am scăpat de anumite penalități pe care Comisia a avea în vedere, odată cu suspendarea plăților pe anumite programe, suntem în pericol de data aceasta, un lucru fără precedent în acești 5 ani de zile de când suntem membri ai Uniunii Europene, să avem suspendate 5 programe operaționale. Iar cea de-a treia problemă se referă la faptul că, deși suntem aproape de sfârșitul perioadei 2007-2013, România, până în momentul de față, nu are o strategie pentru următoarea perioadă financiară 2014-2020. Acest lucru fiind extrem de important, pentru că, așa cum am declarat în numărate rânduri, accesarea și fondurile europene sunt o prioritate pentru Uniunea Social-Liberală, considerând că sunt principala sursă de investiții acum și în perioada următoare. Dacă pentru perioada programatică 2007-2013 am avut la dispoziție peste 30 de miliarde de euro, estimăm că în perioada 2014-2020 putem să avem la dispoziție peste 36 de miliarde de euro. Cel puțin asta va fi propunerea Comisiei Europene, dacă va trece și de Consiliu. În condițiile în care direcțiile de acțiune care se vor stabili în strategia României vor fi la fel de greșite ca și în această perioadă și nu vor putea fi făcute schimbări, considerăm că România va avea un nou eșec. De aceea cred că acum trebuie acționat, acum trebuie să stabilim de comun acord liniile strategice pe care vor veni fondurile europene și trebuie să prevenim aceste pericole care ne pas și care ne pun în pericol și alocarea financiară 2014-2020. De aceea vom pune foarte serios această problemă în moțiunea de cenzură și o vom citi atunci când va fi momentul în Parlamentul României. Trebuie. Mulțumim. Tocmai pentru că știam ce mă va întreba pe unul. Mai un pic, ca să ne scoată din direct, în live. În afară de problema celor de la B1 cu sectorul 6, mai există o problemă mică, e adevărat. Înțelegem că pe la Camera Deputaților doamna Anastase mai pune pe ordinea de zi niște probleme. Mâine. Probleme importante, altfel. Mâine, decizia noastră este să dăm ocazia celor de la putere să vedem dacă au cvorum. Dacă se va dovedi că nici la Camera Deputaților, la Senat lucrurile sunt clare, nu mai au majoritate, atunci săptămâna următoare vom merge noi și vom vota tratatul de guvernanță fiscală și celelalte lucruri care sunt importante pentru obligațiile României la nivel european. Mâine este, dacă vreți, un test pentru cei de la putere, dacă în Camera Deputaților au cvorum. Dacă, așa cum credem noi, nu mai au nici la Camera Deputaților, atunci, săptămâna viitoare, vom face acest lucru. Mi s-a părut important să vă spun acest lucru, după care să revenim la problema celor de la B1. Vă rog, da. Nu. Mâine vom avea, sigur, cei doi lideri sau vicelideri de grup care vor fi în sală pentru a vedea dacă pentru probleme importante, în afară, sigur, de numirile lor prin funcții, că acolo în general au reușit să se strângă. Dar trebuie să vedem acum dacă la Senat lucrurile sunt foarte clare, nu mai există niciun fel de majoritate a coaliției actuale. Să vedem și la Camera Deputaților. L-am văzut mai devreme pe domnul președinte Boc spunând că totul e bine, coaliția merge de duduie și de fapt e spre binele coaliției că ei rămân din ce în ce mai puțini. Sigur, la domnul Boc nu mă uimește acest mod de a aborda lucrurile. Important e mâine pentru tratatul de guvernanță fiscală, dacă au vorum, e excelent. Dacă nu, am vrut să precizez, angajamentul nostru
de a merge săptămâna viitoare în plen și de a vota dacă nu reușesc ei mine. Pot să pun și un pariu, apropo de ce se va întâmpla mâine, dacă vreți cu dumneavoastră, nu o să aibă vorum pentru nimic. Pentru că nu mai au nici la Camera Deputaților vorum. De fapt, asta e problema. Dar trebuie să o vadă, nu? Trebuie să o vedem. Cum a spus un clasic în viață, majoritatea se probează la vot. Vă rog, domnul Omule. Vreau să vă întreb la problema pensionară. Nu, de obicei penalul mai, sigur, avem neglijența în serviciu sau penalul mai greu sancționează, din nou încerc să caut termenul, crasa și grava incompetență. Lucrurile în ceea ce privește legea 95/2006 sunt foarte clare. Toată lumea știe, eu de exemplu ca susținător al cotei progresive, știu foarte clar, întotdeauna cota progresivă se aplică pe ceea ce depășește un nivel de venituri. La fel știau și ei foarte bine că cei 5,5% pentru sănătate se aplică pentru ceea ce depășește 740 de lei, nu pentru tot, pentru că practic atunci e mai convenabil să ai 739 de lei pensie ca să nu mai plătești 5,5%. E la mintea cocoșului. Mă iertați că folosesc această expresie. Lucrurile stau în felul următor. Dacă ne grăbim și dăm banii oamenilor înapoi, s-ar putea să dăm banii oamenilor doar atât cât le-a luat statul pe mod nedrept. Dacă îi lăsăm pe doamna Băghicevici, pe domnul Ungureanu, să spună, domne, duceți-vă, dați-ne în judecată, vă anunț de pe acum și o să-l trimit pe domnul Ungureanu la școala de drept ca să învețe chestia asta, că dânsul mai trebuie să meargă la școală, când te dă cineva în judecată, îți cere cheltuieli de judecată, îți cere rata inflației, da? Deci pierdem mult mai mulți bani decât dacă îi dăm acum. Dacă merge domnul Ungureanu la școală, la drept, și înțelege lucrul ăsta, le dă banii imediat la pensionari. Că dacă câștigă pensionarii în instanță, statul trebuie să plătească și cheltuieli de judecată și rata inflației. Ceea ce trebuie plătit din buzunarul domnului Boc și al domnului Ungureanu, după părerea mea. Acum când au luat act de acest, și Curtea Constituțională l-a spus foarte clar, de acum încolo orice leu în plus pe care îl pierde statul român, trebuie imputat domnului Boc și domnului Ungureanu care să plătească din buzunarul lor. Mă rog, de la OMV, de unde au? Dar să plătească. Vă rog. Vă rog. Nu, am auzit întrebarea, dar noi deja ne-am viitorul președinte al României să spună ce crede. Eu spun următorul lucru, domnul Antonescu, de altfel a zis. Eu spun următorul lucru. Că evident, nu ne dorim, în acest moment nu avem voturile necesare să trecem moțiunea de cenzură. Știți foarte bine. Dacă totuși va trece moțiunea de cenzură, nu ne dorim să rămânem așa în aer cu guvernarea României. Noi ne dorim, în mod sigur, dacă va trece moțiunea de cenzură, să susținem un guvern, inevitabil un guvern cu mandat limitat până la alegeri, care să oprească lucrurile rele pe care noi le-am pus în moțiunea de cenzură, să respecte obligațiile României asumate, FMI, Banca Mondială, Comisia Europeană, să aplice actualul buget, pentru că avem un buget aprobat și nici dacă vine un SL, nu-l mai poate schimba acum până în toamnă. Și evident, USL-ul va sprijini un asemenea guvern. Care este formula, nu depinde doar de noi. Deocamdată, însă, vă spun foarte clar și confirm ceea ce domnul Antonescu a spus deja, că nu mergem doar pe o idee destructivă, hai să dăm jos guvernul actual, ci vom veni cu o formulă, o moțiune constructivă. Vrem ca guvernul actual să fie demis și propunem o altă formulă, inevitabil o spun, temporară până la alegerile generale. La alegerile generale, românii vor vota pe cine cred ei. Nu pe cine crede domnul Băsescu sau domnul Ungureanu sau eu sau oricine altcineva. Vă rog chiar. Dacă voi fi nominalizat în serios, nu în glumă,
nu în Bășcălie, o să luăm o decizie împreună în USR. Dar la Bășcălie nu mai mergem. Vă anunț după acum că mai mergem la consultări pe tema guvernului cu domnul Băsescu, dar în prezența dumneavoastră sau cu niște reportofoane la noi. Punem reportofoanele pe masă și să avem probe. Că cu domnul Băsescu, dacă nu lucrez cu probe, vedeți că și-aduce aminte după o lună, după două. Oricum, eu nici acum n-am înțeles. Am văzut că domnul Ungureanu a spus că au discutat câteva săptămâni ca să fie prim-ministru. Și-au pus întrebări grele, s-au plimbat prin parc, au vorbit. Dacă au făcut chestia asta între ora 15, când s-a întâlnit cu noi domnul Băsescu, și ora 17, când l-a anunțat, e o performanță. Dacă nu, unul din ei doi categoric minte. Ori Băsescu minte că mi-a propus mie, ori Ungureanu minte că i-a propus acum de săptămâni în șir. Dar astea sunt deja poveștile pe care și le vor depăna domnul Băsescu și domnul Ungureanu mulți ani de acum încolo. Care dintre ei minte mai tare? Păi stați un pic, că deocamdată n-a trecut nicio moțiune de cenzură. Ce facem? Știți dumneavoastră ceva ce nu știm noi? Ați calculat? Poftim? Noi asta ne dorim, dar nu avem voturi în acest moment. Să fim cinstiți. Și de altfel și domnul Cotoi a spus că nu trece. Totuși, să ne referim la oameni serioși. Dacă moțiunea va trece în această formulă, mergem... Vom decide împreună. Noi însă l-am spus foarte clar că USL-ul este dispus să sprijine o formulă guvernamentală care să facă aceste lucruri bune pentru România până la alegeri. Da? Și acum să ne întoarcem în sfârșit. Dom'le, dacă nu întreabă domnișoara cu sectorul 6, o da afară. Zi, te rog, te rog. Zi, te rog, da. Nu știu la ce se referă deputatul Dodi Corban, nu știu de ce în permanență vorbiți despre voci la plural. Intenția noastră este ca, așa cum ne-am angajat la formarea acestei alianțe, la formarea acestei coaliții și cum până în prezent am reușit să facem, să respectăm angajamentele comune față de electorat și angajamentele reciproce față de noi. Sigur, există temerea. Toată lumea știe că în România ceva mai bună în timpul în care erau în opoziție, în timpul în care erau în campanie electorală și că după venirea la putere lucrurile s-au deteriorat. Că toate aceste coaliții n-au avut o viață prea lungă sau în orice caz au sfârșit-o rău. Mă refer și la Convenția Democratică, mă refer și la Alianța DA, mă refer și la coaliția dintre PSD și PD din anul 2009. Suntem conștienți de aceste riscuri, dar, spre deosebire de domnul Orban, nu am motive de îngrijorare, pentru că dacă înțelegem liderii acestor partide, și eu sunt convins că înțelegem că avem o mare responsabilitate, că avem ceva de construit împreună, nu văd de ce s-ar schimba aceste relații între partidele noastre. Sunt angajamente foarte clare, sunt condiții foarte clare stipulate în documentele noastre. Ne rămâne să găsim, și sigur, fiecare după postura pe care o va avea, zic eu, înainte de toate, primul ministru, în alcătuirea unei echipe guvernamentale, cu oameni din aceste partide ale coaliției, dar cu oameni de calitate, cu oameni care să fie capabili să dea acelui guvern o încredere, pe baza căreia să se poată construi, nu sunt deci alarmat și fără să contest cu nimic dreptul vocilor de a se face auzite, că știți că asta este ceva, ca să spun așa, necontenit, v-aș mai spune un lucru. De peste un an de zile, noi cei care ne-am angajat în acest proiect, construim zi cu zi. Alții sunt pe margine, alții sunt moraliști, alții își dau cu părerea despre ce va fi înainte. De ce va fi mai târziu. Și, în general, sunt foarte sceptici.
Eu nu sunt partizanul optimismului nejustificat, dar cred că până la urmă noi trebuie să adunăm energiile pentru a putea face ceva, pentru a putea construi ceva în această țară. Că altfel să crâim, că nu încap în locul ăla de PSD, că în locul ăla e prea mult PC, că vezi, Doamne, de ce a venit nu știu care de la PDL? Lucrurile astea se pot face, se fac, dar din punctul meu de vedere sunt neinteresante și neprofitabile. Vreau să fac o singură adăugire. Am discutat împreună toți trei, de mai mult timp, de, sigur, cele trei congrese în care trebuie să luăm deciziile la nivel de congres pentru cine va fi candidatul USL la funcția de președinte, cine va fi candidatul USL la funcția de prim-ministru. Aici vreau să-l felicit pe domnul Antonescu. Eu am zis că s-o facem mai încolo, că nu o să fie cazul. Antonescu a fost mai prevăzător decât mine și a zis mai bine să facem mai repede. Așa încât acum discuțiile sunt, chiar și pe la colțuri, sunt tranșate prin decizia celor trei congrese ale noastre. Nici măcar noi trei nu putem să schimbăm nimic, decât eventual, sigur, în ceea ce ne privește personal. Dar prin decizia celor trei congrese, forul suprem al fiecăruia dintre cele trei partide, luată la timp, toate discuțiile sunt închise despre cine este candidatul USL la președinte, cine este candidatul USL la prim-ministru, în ce formulă vom guverna, pentru că acordul nostru prevede foarte clar un guvern USL, care va fi paritatea. Deci toate lucrurile astea sunt pregătite. Într-adevăr, de un an și jumătate am construit. Am pregătit programul economic și l-avem. Am răspuns de multe ori în numele USL, care ar fi primele măsuri. Ce alegem noi? Ce facem cu reducerea contribuțiilor de asigurări sociale? Ce facem cu fondul de rezervă al primului ministru? Am pregătit programele noastre pe agricultură, pe fonduri europene, pe toate celelalte lucruri. Noi le-am pregătit pentru noiembrie. Dacă va fi mai devreme, cu atât mai bine pentru România. Stați că mai avea domnul o întrebare imediat. Nu, că e ultima, știți cum, ca să... Vă rog. Deocamdată ne concentrăm în moțiunea de cenzură. Asta este ținta principală. Și sigur că în măsura în care un eventual succes al moțiunii de cenzură ar reconfigura scena politică, putem să discutăm și despre schimbarea președintelui Senat. Dar în acest moment nu este, ca să spun așa, o urgență pe agenda noastră. Nu e însă deloc exclus. Am văzut păreri, tot așa, individuale, conform cărora domnul Blaga e băiat bun, conform cărora domnul Blaga nu trebuie atins. Sigur, ceva adevăr în toate astea, dar aici discutăm despre politică și în momentul în care domnul Blaga, care a devenit președinte al Senatului pe susținerea unei anumite majorități, nu mai are această majoritate, se poate pune în discuție și schimbarea președintelui său. Mulțumim, o zi bună. Păi nu, o să vă anunțăm. Ce anume doriți dumneavoastră? Stați că o să-i răspundem. În care e situația la capitală? Evoluează bine. Dacă ați stabilit ceva legat de candidatul pe unul se prinde doar în sectorul 6. Da. Discutăm. În continuare discutăm și stați liniștită, vom găsi cele mai bune soluții pentru USR. Domnule Contra, dar nu-ți vrea să mă contrazic. Suntem dispuși să facem orice fel de compromis ca Uniunea Social-Liberală să câștige și București, așa cum câștigă toată țara. Și vă promitem că, indiferent ce se întâmplă, cade guvernul, cade Băsescu, se rupe USL-ul, ne vom ocupa de sectorul 6. Da? Vă mulțumesc. Există opinii în partidul PSD pentru care Social-Democrația ar fi mai bine să cedeze sectorul 6 tocmai pentru a nu se ajunge la această discuție. PSD-ul întotdeauna este dispus să cedeze ca să fie bine pentru USL, cu condiția să fie bine pentru USL, și PSD-ul este un partid mult mai înțelept chiar și decât mine. Așa e, confirm, PSD-ul este un partid foarte înțelept și are un lider foarte înțelept în ciuda tinereții sale. Mulțumim! La revedere!